Premierul Marcel Ciolacu a afirmat că prioritatea sa din aceste zile este să găsească soluții pentru corectarea inechităților sociale adunate în zeci de ani, context în care miercuri a mers la Spitalul Universitar București și la Ministerul Apărării Naționale. Șeful guvernului a vrut mai întâi să discute cu oamenii din sistemul de apărare și cu cei de la baza sistemului sanitar, înainte de a se întâlni cu liderii Sanitas. Prioritatea mea în aceste zile este să găsim soluții pentru a corecta inechitățile sociale adunate într-un deceniu. De aceea am decis să reduc la maximum timpul alocat festivităților oficiale și să mi-l dedic întâlnirilor cu reprezentanții tuturor categoriilor sociale care reclamă asemenea nedreptăți. Ieri am discutat cu sindicaliștii din domeniul ordinii publice, din poliție și sistemul penitenciar, astăzi cu oamenii din sistemul apărării naționale. Iar înainte de întâlnirea de mâine cu liderii Sanitas, am vrut să-i ascult pe cei de la baza sistemului sanitar, medici, asistente, infirmieri, brancardier, personal TESA și să aflu cum văd ei rezolvarea situației din acest domeniu. Pentru asta am fost la Spitalul Universitar din București, a scris premierul Marcel Ciolacu. El a menționat că în același timp s-a asigurat că la guvern se lucrează la finalizarea actelor agreate cu fermierii și transportatorii. Indiferent cât de complicat va fi, sunt convins că vom găsi împreună cu liderii responsabili din toate domeniile prioritare ale societății rezolvări echitabile la problemele cu care se confruntă. Cred că românii nu mai așteaptă de la liderii lor tăieri de panglici și hore, ci soluții concrete și oneste care să genereze echitate socială, a mai spus premierul Marcel Ciolacu. Potrivit agendei, premierul Marcel Ciolacu a avut astăzi consultări cu reprezentanții Federației Sanitas, relatează realitatea.net.